Astăzi o să încep eu acum pentru că am invitat pe domnul consilier local, al cărui mandat a fost validat de către judecătoria Mâinești. Și știți că este vorba de domnul consilier Dobrovăț, că îl cunoașteți, cred că, toată lumea. El știți că a venit în urma demisiei domnului Tereș și așa că, conform articolului 117 al 1 din ONG numărul 57/2019, dumnealui trebuie să depună jurământul. Acum trebuie să-l înțelegeți că e prima dată și are emoții, ca să nu vă... să-i dăm așa un impuls. Hai, Dani, te rugăm. Avem și o țam. Atât, e cur, că nu ne-a cu vederea, e mai... stă mai jos. Jur să-mi respect Constituția Țării și legile Țării, să fac tot cu bună credință, pentru ceea de aia pentru bine și locuitorii comunii totul, așa ne-am și ne dă. Doamne! Să fii sănătos și să ne ajut în întrebările administrative. Lasă-mă! Cât e cu putință, doamnă? Cât nu? Bună ziua, domnul profesor. Da, vă mulțumesc frumos. Felicitări, nenea, da? Vă dați cu spisă frumos și acum vedeți că o să vedeți azi prima, ce înseamnă o ședință de Consiliu Local. Mă bucur că sunteți aici, mă bucur că sunteți dintre cei de la din Cornet, așa că o să ne aduceți mai multe probleme și păsturi pe care le-au cei din comună. Știu, dar nici n-ai zis primul cuvânt, îi trebuie șanță. Da. O să avem, întotdeauna aici este un regulament care se respectă, avem un președinte de ședință, niciodată nu se vorbește decât dacă ridicăm mâna și dacă președintele din ședință ne dă, ne scrie la cuvânt și ne dă voi. Să votează la sfârșit, dacă vă convine sau nu vă convine, asta nu votați, ci votează toată lumea, depinde dacă dumneavoastră vă convine și să votează, votați, dacă nu, nu ridicați mâna, sau vă abțineți, da? Eu v-am făcut așa o scurtă prezentare ca să vedeți în principiu. Da, acum cred că trebuie ales un nou președinte de ședință, dacă trebuie să propun. Ține-ne-a. Eu propun pe domnul Gheorghe Țiscu. Cine de acord cu domnul Iscu? Domnul Iscu? Bun, este acum. Așa e, ne-am punit din ea, dar spune și poartă. Bună ziua! La toată lumea! Mulțumesc pentru votul acordat ca președinte de ședință. În primul rând, după câte știu eu, trebuie aprobat procesul verbal de la ședința anterioară care a avut loc pe data de 22.07.2021. După, cred că l-ați citit, ați văzut despre ce e vorba. Are cineva ceva de spus vis-a-vis de acest proces verbal? Dacă nu, supun la vot aprobarea procesului verbal de la ședința anterioară. Avem și ordinea de zi. Acum, primul punct, după cum ați văzut, deja a fost trecut. Pentru aprobare, trebuie să supunem aprobare și primul punct, chiar dacă s-a discutat acest punct de pe ordinea de zi. Acum, nu știu cum să zic, discutăm fiecare punct în parte sau... Discutăm fiecare punct în parte, da? Hai să mergem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară, inițiator doamna primar. Da, poate vreți să ne spune ceva despre ce-i vorba. Când au fost probleme de situații de urgență cu drumurile, au venit cei din Comisia pentru situații de urgență de la ISU și noi am cerut bani. Bine, noi am cerut niște 4-5 miliarde, mi-au dat 880 de milioane, 38 de mii am pus la carburant și 50 de mii la reparații drumuri. Dacă sunteți de acord, dar nici nu avem unde să-i punem, că de fapt și de
Stellaris. Da. Da, care e chitcare vegetară, dumneavoastră, supun sub aprobare, sunteți de acord, da? Deci, a trecut acest punct. Avem, avem acordarea de urgență, de unui ajutor de urgență, doamnei Timofti Maria. Ce probleme a avut dumneavoastră? Atât o doamna primar ne spune. Datorită faptului că are probleme foarte, foarte mari medicale, și acolo este vorba și de un copil, nu numai, nu numai a ei. Eu, pentru a-i plăti tratamentul, nu știu, n-am pus o sumă, asta, de asta mă uitam aici și am... N-am pus o sumă, dar până într-o mie de lei, că știți cum îi... Eu am aici cererea, dacă aprobăm să-i... O știți cine este vorba, de Mariuța, de Brănești, sus, ultima casă, de lângă Berea. Știți despre cine e vorba, cu fata? Da, da. Cine este pentru ca să aprobăm acest ajutor? Ce sumă? 1000 de lei. 1000 de lei, da? Da. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 57 din 1-11-2020 privind organizarea Comisiei de Specialitate a HCL ale Comunei Poduri. Inițiator primar Nicloș Diana Narcisa. Aici, doamna secretară, trebuie să ne spune ceva. Domnul Tereș era în Comisia de Buget, a plecat și a, atunci... Tereș să domnul... locuiește cu domnul Dobrovăț. Domnul Dobrovăț trebuie să ia locul. În momentul ăsta trebuie să actualizăm comisia și să vrea să găsităm o hotărâre. La ce comisie era domnul Tereș? De buget. Finanțe. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea. A. Ziceți dacă se votează. Sunteți de acord cu punctul 5? Cine este? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiunea serviciului de iluminat public a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a serviciului public de iluminat al Comunei Poduri, deci Bacău, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public, a caietului de sarcini, al documentației de atribuire prin procedura simplificată. Inițiator, primar Miclăuș Diana Narcisa. Parte a ghidului de finanțare. Ghidul de finanțare se spune că se va delega gestiunea către o firmă care va intra în urma licitației. Delegarea gestiunii va fi pe o perioadă de 5 ani de zile și prin această hotărâre noi aprobăm regulamentul serviciului, caietul de sarcini și documentația de atribuire. După ce vom avea această hotărâre de consiliu local, vom face la licitație întreaga documentație pentru delegarea gestiunii. Sate, domnul viceprimar? Da, dacă mai lăsăm de vreo. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos! Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aniversarea și premierea cuplurilor și persoanelor văduve care au primit 50 de ani de căsătorie și nu s-au recăsătorit cu domiciliul Comuna Poduri, județul Bacău. Inițiator primar Nicloș Diana Narcisa. Da. Da. După cum ați văzut, știți despre ce vorba, sunt ani de zile de când se face această, de când se face această acțiune pentru oamenii care au făcut 50 de ani de căsătorie. Însă nu aveți acolo scris, dar pentru că fiecare an în care am dat pentru 50 de ani de căsătorie, au fost și persoane care au primit 60 de ani de căsătorie. Cam fiecare an a mai fost una sau două persoane în plus. Am să vă rog și pentru aceste persoane care au 60 de ani de căsătorie, pentru că vin și nu este frumos ca să refuzăm, oamenii se simt cumva... V-am zis, nu cred că sunt unul sau doi, cred că pe comună, care primește 60 de ani de căsătorie în... Dar până când ajungem la toți care trec de 50 de ani și ceilalți din urmă cu 60 și se unesc unii cu alții, cum să spun așa, aș vrea să fiți de acord și cu cei care împlinesc 60 de ani. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Se abține? Mulțumesc frumos!
Proiect de hotărâre privind completarea HC 13 din 10-7-2000 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Poduri, atestat prin HG 1347/2001, publicată în Monitorul Oficial 305 bis/2002, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primar Miclăuș Diana Narcisa. Da, este vorba de drumul din Probozești, de la Adrian Picope până la Sandu Vasile. Este un drum care a stat la momentul actual și ar exista posibilitatea la un moment dat să îl punem pe o finanțare pe fonduri europene. Dacă drumuri agricole sau dacă drumuri exploatații agricole, da, urmează să... E unul din drumurile pe care noi am vrea să le primim la finanțare și este singurul care nu a dat la momentul actual. Mulțumim, domnul vice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Deci, am parcurs cele 8 puncte de pe ordinea de zi. Cred că mai simt ceva probleme, dar la capitolul diversi, dacă are cineva de expus ceva probleme în afară de cele 6 puncte care au fost pe ordinea de zi. Domn profesor, domnul consilier profesor Fia. Așa cum am spus și în ședința Comisiei de Învățământ, Sănătate și așa mai departe, lungă titulatura, pe data de 20 luna aceasta, la ora 10, în sala în care ne aflăm, cu bunăvoința dumneavoastră a Consiliului Local, ați aprobat niște sume, cu efortul deosebit al doamnei primar, a doamnei secretar general, am sărbătorit copilașii care au obținut la bacalaureat note mari în anul școlar trecut și la evaluarea națională, de asemenea profesorii care au pregătit. Vă informez că Consiliul Local, la această activitate a participat domnul consilier Ienea, domnul consilier Neliescu și subsemnatul și am felicitat alături de doamna primar, o sufletistă deosebită, am felicitat și am aplaudat 23 de copii care la evaluarea națională au obținut rezultate meritorii, 10 și puțin mai jos de nota maximă, la bacalaureat 30 de copii din poduri care au obținut medii mari la bacalaureat și au prezentat opțiunile viitoare la facultățile care au dorit să meargă și s-au înscris. Am felicitat-o pe doamna secretar general că fetița domniei sale a intrat la medicină și o felicităm și acum. Copii care merg la Academia de Poliție, copii care merg la medicină, copii care merg la foarte multe facultăți care se leagă de viitorul, de ce nu, și a Comunei Poduri. Ei sunt copilașii noștri care vor duce mai departe destinele Comunei Poduri. Atât de frumoasă a fost activitatea, încât cuvintele acestor copii, bineînțeles, ne lasă pe noi cu sufletul greu, greu din calea afară. De asemenea, am felicitat 11 profesori, doamna primar de altfel, printre care profesorii de matematică Dobrovăț Narcisa, Elinca Iancuța, la română, doamna consilier Carabana Neta Grecu, Roxana Șova Anca, chiar dacă a fost în concediu de maternă, Ciosu Elena, atât de mult m-am bucurat de fetița Ciosu, mi-aduc aminte de mama ei, educatoarea Ciosu, soția lui Nelu Ciosu, Dumnezeu să o odihnească. Fetița era foarte, foarte mândră. De asemenea, Codreanu Daniela și, nu în ultimă instanță, domnul director Busuioc Ioan. Ideea, alăturat de o diplomă, ideea doamnei primar de a oferi un drapel al României care să le spună în curte sau în casa lor,
ca să adeverească faptul că acolo sunt niște copii de elită al pădurenilor, viitorii, poate primar, poate secretar general, poate profesor, poate jurist, poate știu din domeniul poliției sau IT-ști. O activitate, vă spun, mie mi-a plăcut enorm de mult. Felicit pe doamna primar pentru efortul domnei sale și a colaboratorilor săi, pe doamna secretară, domnul vice și toți colegii care au participat la această activitate. Cam atâta am vrut să vă informez. Colegii din comisie au apreciat foarte mult și vă transmit felicitările noastre, doamna primar Miclăuș Diana Narcis. Mulțumesc! Domn profesor, mulțumim frumos. Domnul Balaban, vă rog frumos. Codăriță Liviu, care stă prin fața asta de acolo, solicită... Asta aveți să le dați cu Cristina la urmă, să da. Le scrii pe data asta. Cine astea mai care cu gardul, cu... Ei, zicea de șantul ăla când a plouat. De șantul, da, le dați cu Cristina la urmă să le scrii și le dăm mai departe la băieți ca să aibă pentru fiecare. Poate că de asta sunt. Astăzi, dacă v-ați notat, e foarte bine. Spun asta că, încă o dată spun că mă grăbesc și de ce mă grăbesc și vreau să fiu la ședințele care sunt la Bacău astăzi, deoarece vine un secretar de stat de la, ori de la Ministerul, n-am înțeles bine, ori de la Ministerul Fondurilor Europene, ori de la Ministerul Dezvoltării, asta l-am înțeles, dar vine să vorbească despre proiectele care vor fi de acum în derulare și merg în mod special pentru proiectele de gaze. Asta este unul dintre principale proiecte pe care vreau să intervine. Și după cum a văzut și a spus și domnul Mitră, sunt proiecte care vor veni pe drumuri, asfaltate de drumuri pe agricultură. Și acum, pe parte unde sunt domenii agricole. Și am să vă spun că o să fie ceva de genul, păi cum, nu faci drumul care trebuie, pe care sunt 100 de persoane și stau acolo și faci drumul ăsta pe agricol? Asta s-o invit acum, s-o invit drumurile pentru așa ceva. Nu vreau să pierdem niciunul dintre proiecte. Că acum s-o invit ăsta cu agricultura, dacă s-o invit și putem, într-adevăr, să-l facem, îl facem pe ăsta. Când să mai vezi, mai pun pentru celelalte, îl facem pentru celelalte. Nu am nici câteva zile de când am fost la București din nou pentru drumurile de la Leren, pentru drumurile pe situații de urgență, cele trei care sunt puse de mai mult, care sunt în evaluare pentru sala de sport de la Cernu. Astea sunt în evaluare, ce să vă mai spun, la Bucșești cine trece vede că căminul este în construcție și se vede foarte, foarte bine ceea ce se lucrează, deci vizibil că vor să-l dea, să termine prin afară și să pună tot. De fapt, a terminat, a pus și acoperiș și tot ca să poată să lucreze când îi fric să lucreze prin interior. Aș vrea să vă spun, știți că am făcut, ai putea să vorbești și tu despre asta, pentru că ești cel care te duci pe drumul și poți să spui și să aduci, și să aduci la cunoștință. La parcuri, ați văzut că am făcut la părculețile cele, știți că am luat și un mes de asta și foișoarele pe care le mântăți de la deservire cu... numai că s-a dus acum la Bucșești și spre surprinderea noastră nu vrea să știți ce era acolo. Deci nu vreți să știți, deci nu vă, am vrut să pun, în primul instanță, am vrut să pun pozele pe Facebook, dar cred că dacă le puneam, chiar ne făceam de rușine la ce era acolo așa. Dar nu se poate așa ceva, deci au o lună, dar nu au o lună de când le-am făcut. Nu, eu cred la un moment dat că pentru cei care au fost civilizați, e păcat să dai bani, să nu mai faci nimic, să nu mai faci nimic pentru nimeni. Dar nu vorbim cum adic noi, stau să urca cu picioarele pe acolo, prin miesă și joacă tananica acolo, nu știu ce fac, nu mai spun noaptea ce se întâmplă și că deja au venit oamenii de acolo să spună că cine știe ce fac. De asta spun că până la urmă e mai bine să nu faci și e bine să lași tufii, că bine, până la urmă și un tufii nu-i bun de lăsat, nu-i bine să-ți lași mica. Adică, haideți, sunt convinsă că este lumea care se uită la această ședință și care știu că se uită pentru că îmi spune lumea că se uită la ședință și văd lucruri. Haideți să fim un pic mai civilizați până la urmă tot din banii noștri și să spuneți că, păi, unde s-au dus banii? Dar ce ai făcut cu banii? Că asta e, pe pozitiv tuturor, dar banii, trebuie cineva
nu le-a spus sac de bani deasupra primăriei și tot tragem din el și el nu se mai sfârșește. Din păcate se sfârșește foarte repede, ca și la o casă. Dacă n-ai strâns și n-ai pus, dar nu o să mai țin acum o pledoare în ceea ce privește această situație, dar vă spun că lumea, dacă nu se civilizează și a pus și că se dă amenzi și s-o duce, o vorbit, s-o dus și poliția comunitară, face poliția locală, face noaptea, cum se zice, patrulă. Nici nu poți carcele, nici nu ce poți, doar dacă îi vezi, nu poți să-i educi. Acum, e păcat, e ceea ce se face, e păcat că în așa repede timp, în așa scurt timp, se strică chiar tot. Păi, dar dacă ăsta... Da, nu, de luna, acolo, în filia, în luna. Camera, nu, 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 și s-o găsim chestii sub camera acolo, foarte intenționat, lăsat. Da, aici, da. N-ai, dacă nu este educat, o să-i pui exemplu, nu camera. Da, îi ducați. Să investi niște bani, să fii frumos. Și nu numai bani, dar vedeți dumneavoastră că și muncă. Că mai este ceva, acum cu ajutorul social, nu prea mai putem să facem și avem, nu mai sunt foarte mulți la ajutorul social. Care mai sunt, nu sunt într-o stare de muncă pe care să te-am pus să faci cu ei, să faci cu ei construcții. Când ai cu cine, și acum știi și dumneavoastră pe anoștri care sunt, când înconjoară, fiecare zi, vrând nevrând. Cu care mai sunt, mai faci curățenii pe Făgătău, pe unde mai este, în zonele mari. Și tot nu poți să o ții din scurt. Am făcut cu băieții ăștia de la deservirii, adică a fost chiar muncă adevărată, muncă, muncă. E păcat să nu le... Vă rog frumos, vă duceți doamna Anișoara la școală, vă rog, stați un pic de vorbă, începi școala, stați un pic de vorbă cu părinții. La fel la Bucșești, cine o să transmit mai departe la Bucșești. E bine ca un consilier dintre dumneavoastră când începi școala, la Plouzești, la Bucșești, vieți, să fii și unul dintre dumneavoastră acolo. Stați un pic de vorbă, că doar nu-i mare, nu-i chiar cea mai mare și mai grea problemă să îi spunem treaba asta. Probabil nu sunt prea elevi. Ei, sunt elevi. Eu când am trecut pe la Bucșești erau chiar mai mari și mai mici. Puteam să-i dăm cuvântul și pe domnul consilier Stăparu? Da, am venit am arătat. Deci, de la aveți problema ridicată și domnul vostru de câte într-adevăr, spiritul nostru citic de dorit, las de dorit pentru cei care sunt la momentul. Dar vecinii ar trebui să implice mai mult cu opinii noastre, pentru că eu am meciul aici, am parcul ăsta și dacă nu eram vecini, ca să vom opinii, era să mai rău pe nimic. Și sunt într-adevăr ele. Da, ele sau care au fost foștele de un an, doi, care au terminat școala. Da, ești de șapte, clasa șaptea, clasa opta. Dar i-am văzut eu care sunt parcul acolo când am cești. Gumă, lipită de tamană, gumă, nu-i problem. Nu pula țigarnea. Asta înseamnă să fie răutăcios. Nu o să fie. Banca arsă cu bricheta la ascultat, la fel, lemnul, cântra. Apoi, în un an de zile, a s-a ajuns ca... Noi, cum să zic, încercăm să facem, dar dacă nu păstrăm și niște lucruri, chiar nu... Sincer, chiar e peste puterile la fiecare dintre noi, că acum poți stai după fiecare. Într-adevăr, echipa care am văzut când lucrează, că sunt de câteva săptămâni în concediu, lucrează frumos, chiar mi-au spus că o să meargă în parcul, să instaleze o masă de tenis, să joace, să șinete, așa. Dacă nu ține, e mare păcat. Chiar e muncă, asta e muncă, nu-i duc. E muncă și păcat, e foarte și financiar și... Dar numai lemnele săraci care le-au crăpat, atâta, așa, și căldura aceea și așa. Ce făcea acolo, cu dar nu trebuie să stai după ei ca un cap acolo. Mulțumesc. Da. Mulțumim. Dacă nu mai aveți ceva... Dacă mai are cineva ceva de adăugat, dacă nu... Domnul... Cine? Domnul